puțină sare. Bravo! Vedeți, ați știut, nu spun omului, ci spun latinii. Bravo! O să vorbim un pic despre animalul ăsta care se numește comedie. Mă ocup cu comedia. Nu știu dacă ați fost la mine la un show. Din câte văd, se vede că nu. Dar e bine, pentru că am să vă povestesc un pic despre comedie. După care cam o oră și jumătate, după care vă dau pauză cam 5 minute, să beți apă, nu aveți voie să mâncați, după care voi mai ține o oră și jumătate, o altă prelegere, tot cu voi, despre ce ați înțeles că v-am vorbit, după care iar 10 minute pauză și ultimele 2 ore vor fi pentru întrebări. Sunteți deștepți, deja începe să prindeți glumele, pentru că sunteți cu clasa și pentru că na, nu avem, sunteți și cu... Aveți? Sunteți cu profesor, nu? Da. Ok, deci lumele vor fi foarte live. Vor fi astfel încât diriginta să nu vă întrebe, să nu vă spună la ieșire, asta rămâne aici, nu le spuneți părinților, da? Bun, dragii mei, mă bucur. Ce clasă sunteți? A câta? A 11-a. Toți sunteți a 11-a? A 9-a. E cineva în a 4-a. Sincer, ca să puteți să vorbim. E a 4-a. Se convins la cum te uiți la mine? Bun, pâinile sus tu! Bate vântul frunzele, se mutesc. Bravo! Vedeți? Deja am început să ne relaxăm. O să începem și am să fac un exercițiu cu voi. Sunteți de acord? N-aveți ce face, vă spun dirigintele. O să facem niște exerciții să ne încălzim și o să vă pregătiți și întrebările. Văd aici, sunteți mai mari, nu? Cum ați scăpat? A 11-a. Noi suntem a 11-a. Piticii de-a noua, habar n-am. Dar v-a spus așa, 11 aici și pitici acolo. Să nu fumați atâta tot aici, că nu plumeți. Și să lăsați sticla, chiar nu, serios. Nu vă apucați de băut, chiar în timpul conferinței. Plumesc. Bravo. Îmi place de voi, sunteți isteți, ați prins gluma, deci totul va avea un caracter așa, umoristic. Mulțumesc echipei Bookland, asta pentru că se filmează. Mulțumesc echipei Bookland care m-a invitat. Este un mare câștig și din partea lor, mai având în vedere că am venit gratis. Vă imaginați? M-au sunat și mi-au zis, nu avem niciun ban fi. Și eu atunci mi-a evacuat Dumnezeu creierul pentru câteva secunde și am zis, da, pot să vă plătesc. Ce e răspuns? Bani poate oricine. Bookland a putut fără bani. A, Bookland a putut fără bani, exact. Este domnul care m-a chemat fără bani. Jesus Christ. Să-l aplaudăm. Bun, dragi copilași, acum revenind la o chestiune, vreau să vă dau o definiție a unui eseist care se numește Sorin Lavrin și pe care puteți googli așa să căutați. E un tip deșteptuț, așa, mai bătrân ca noi, de-aia e mai deștept, e clar. Care spunea următorul lucru despre spirit și despre workshop. Și anume, dacă n-ați vorbit, ar fi mana, vorbiți. Logic, că nu-i interesant. Care spunea următorul lucru despre workshop și despre spirit. Și anume, că există spirit, ceea ce mi-aș dori cumva să declanșăm acest spirit aici, în această sală. Există spirit acolo unde, atunci când s-a încheiat un act, când ai ajuns la rezultat, și actul crezi că s-a încheiat, de fapt nu s-a încheiat. Deci, practic, ce vorbim noi aici? Să meargă mai departe cu voi și să lucreze acasă în voi, să mai căutați numele care o să vi le dau, dar, în principal, să căutați despre mine, da? Și peste ani și ani, dacă v-a rămas o idee de la ce am povestit acum, o idee care vine din cărți, vine, nu m-am născut așa deștept, cu toate că aș spune că da, peste ani, dacă v-a ajutat acea idee, să veniți și să-mi spuneți, uite, cu ideea aia am fost milionar, poftim 1000 de euro. Aș fi foarte mulțumit. Ok? Deal? Facem asta? Bun. Deci ați înțeles definiția spiritului și a workshop-ului. Deci ai spirit acolo unde, atunci când un act a ajuns la rezultat, nu se încheie. Merge mai departe. Bun. Mulțumesc mult. Și un selfie. Perfect. Bun. O să facem un mic exercițiu, un mic, să ne jucăm un pic, pentru că eu îmi dau seama că voi sunteți foarte inteligenți la modul în care vă uitați la mine și clipiți încet. Știu că amează, ați intrat la digestie încet și mulți dintre voi sfărăiți. Dar e ok, pentru că o să facem un exercițiu care o să vedeți, o să vă demonstreze că... Tu nu te mai poți opri din asta. O să vă demonstreze că suntem în aceeași vibrație, ceea ce e cel mai important atunci când se transmit idei, se vehiculează idei, știți? Că trebuie să fim cam pe aceeași minte. Deci, practic, eu o să cobor foarte mult. Nu, glumesc. Deci să fim în aceeași zonă. Și facem exercițiu toți, da? Toată lumea, da? Bine, perfect.
Și trebuie să răspundeți cu da, mai ales tu, Navarca. Zici da, da. Că nu facem cu șerp nimic. Bun, mâna stângă sus toată lumea, mâna stângă sus. Eu știu că e foarte greu. Și noastră cu telefonul. Mâna stângă sus. Scria maică. Poftim? Scria maică. Să ridice și ea mâna. Da, bun. Toată lumea e mâna stângă, da? Știți toții care... Da, da, e bună. În a patra. Care e? Mâna stângă sus și desenăm imaginar o linie, da? În aer. 2, 3 și cu sunet. 2, 3 și... Toată lumea. Una. Vedeți cum colaborăm. Asta e un exercițiu foarte greu, dar toată lumea poate face. Noastră, chiar nu. Verticală să fie. Stop. Bravo. Aplauze pentru. A fost greu? Nu. Acum mâna dreaptă sus. Toată lumea mâna dreaptă și desenăm un triunghi drept unghic. 2, 3 și cu zumete. Bravo! Bravo! Felicitări, aplauze! A fost greu? A fost simplu, așa e că a fost simplu. Bun, ambele mâini sus. Cu stânga linia, cu dreapta, triunghiul dreptul. 2, 3 și... Nu cercuri. Hai să vedem cine reușește. Hai să vedem. Din coordonare. Se poate greu. Bravo, aplauze pentru voi. N-ați reușit. Și acum mulțit asta cu 1000, asta înseamnă public speaking. Atât de greu e să vorbești în public și știați asta. Deci dacă astea nu le puteți face, sincer, da, asta e un început. Voi pe unde ați mai cercuri? Ok, voi început să-ți face pe ei. Poate să te șurubează mâna. Nu e foarte fain. Voi trebuie să plătiți la sfârșit. Bun. Da, dragii mei copilași, acum o să vă vorbesc câteva chestiuni de comedie. Dar o să fie interactiv. În principal am să lansez întrebarea, de ce râde? Și nu răspundeți pentru că niște fete, fratele... De ce râde? Pentru că e amuzant. Din reflex. Din reflex. Instinct aș spune, da? Bun, bravo. Să nu plânge. Să nu plânge. Bineînțeles. Erai gata să plângi și ai zis să ce mai bine râde. Aia, când te ceartă, părinții încep să râzi, nu știu. Întreabă-i, de ce faci? Bun, de ce plângem? O să vă spun ce spun studiile. De ce plângem? De ce credeți că plângem? Sentiment. Pare, de sentiment, da, de... Așa, de emoție, bun. De durere. De tristețe, de durere, dar intră tot la capitolul sentiment și emoție. Bravo, 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 de... Ce ai spus? De durere. De durere, bravo, fizică, la asta te referi, că dacă nu uită tot la emoții. Da, fizică. Da, fizică, da, bravo, bravo. De ce râdem? Deci eu zic râdem, da? Asta e foarte interesant, râdem de durere. Pentru că durerea și plăcerea în creier, așa, opa! I-am trezit și pe aia de-a opta, opa! Durerea și plăcerea în creierașul nostru, în creierașul nostru, în zona creierașului are trei părți. Da? Are sistemul limbic, care e foarte, foarte vechi. Are un cortex și are un neocortex. În cortex e în același punct durerea și plăcerea. De aceea o să vedeți, mai încolo în viață, că sunt legate, mai ales când are loc acel act minunat al amorului, știți? Durerea și plăcerea sunt același. Sau o să vă dați seama mai încolo. Sau probabil v-ați dat seama. Anyway, de ce plâng? De ce râdem? Alte variante. Când m-am... Cum? Zi orice prostie că nu ești la școală, așa? Așa se nasc ideile. Dragii mei, totdeauna nu vă feriți să fiți prostănași. Eu sunt catalogat ca fiind unul de cei mai prostănași oameni. Pun întrebările cei mai trebuite, dar fără astea nu există o rezolvare sau nu există un început. Bun, de ce? Ce credeți că zic studiile pe primul loc? De ce noi râdem, oamenii? De prostie, de bucurie. Nu. O să vă spun, studiile spun următorul lucru. Râdem, pe primul loc, pe prima poziție, râdem de frică. Este un rămas din ancestralitate, adică de foarte multă vreme, adică de acum vreo 500 de milioane de ani, când ne tăram din apă ca să ieșim și ne arătăm dantura pentru a arăta că suntem inofensivi. Uitați-vă la maimuță.
pentru a arăta că astea sunt armele mele și nu vreau să fiu ofensiv, pentru că vreau ce? Să fiu acceptat. Da? De asta râzi. În principal de frică. Intri în grimasa asta. Nu e un râs propriu zis. Dar ajungi să ai toate elementele râsului de frică. Da? Vi s-a întâmplat. Am emoții. Am test. Diriga, mă, ce ai făcut, mă? Băi, ești chiar bus cu ce? Ce? Râzi la mine? De fapt, tu nu râzi. Da? Tu vrei să spui că nu ești violent. Pentru că ce vrei tu, de fapt? Tu vrei să accesi ancestral la mâncare. Tu vrei să trăiești. Și mai bine trăiești într-un grup decât singur. Practic, nu poți trăi singur. Cu excepția mea, care fac stand-up comedy și... Da, nici fără voi. Ok. Deci de pe primul loc e de frică. Pe locul al doilea, râdem din cauza presiunii sociale. Adică. Da? Ring a bell? V-am atras să... Adică atunci când vreau să fiu acceptat într-un grup, râd. Asta e pe locul 2. Știți? Cum nu știți? Vine unul cool așa și vreau și eu să fiu cu grupa aia, cu aia care joacă basket, cu ea mai cool așa. Și mă accept așa, ca pe un cățeluș și zice, faci o glumă cu referire directă la mine. O glumă proastă, slabă, dar la care râd. Pentru că vreau să fiu și eu în grupul ăla. Deci, bă, piticule, tu, nu știu, ești unul ca dracu, ce e dracu, e cu tine, ce? Și tu, cu toate că nu-ți place, dar pot să fiu cu voi. Asta, presiunea socială. Râdem din cauza presiunii sociale. O să vedeți mai departe, când ajungeți în viață, e foarte important să râzi la chestiunile astea, adică să nu fii neapărat 100% autentic atunci când vine șeful, știți? Când vine șeful și face o glumă. Azi că am întârziat azi lepedelor. Da. Toate că îți dai seama că e o glumă absolut tâmpită, tu n-ai face. Presiune socială, de asta râdem. Pe poziția a treia râdem, cineva a spus aici, din reflex, din instinct. Mm-hmm. Știți ce se întâmplă atunci când râdem? Ne curg lacrimile. Dar înainte de a ne curge lacrimile... Dăm aer afară. Dar înainte de a da aer afară... Luăm aer. Bravo. Și dintr-o dată ei... Că tu poți să râd... Foarte greu, dar pe vivă se îmbate. Referințele mele sunt mai vechi. Poți să râzi așa. Dar dată ei aer. Dacă ei aer, ce se întâmplă? Da? Te umfli. Exact. Te oxigenezi. Bravo, băieți. Bravo, copii. Bravo, fetele. Te oxigenezi. Dacă te oxigenezi...